Bună seara! La ședința de azi a Comisiei Situații Excepționale am luat mai multe decizii cu impact asupra oamenilor, de aceea vreau să prezint situația creată și ce a motivat guvernul să ia aceste decizii. După cum știți, la 1 mai expiră termenul contractului actual de livrare a energiei electrice în Republica Moldova. Din păcate, toate ofertele venite la tenderul anunțat de Energocom în conformitate cu dispoziția Comisiei Situații Excepționale au fost scumpe. Cea mai ieftină din aceste oferte a fost de 96,5 de dolari pe megawatt oră, ceea ce e aproape dublu față de prețul actual. Asta ar fi însemnat o creștere semnificativă a tarifului pentru consumatori și o creștere în lanț a prețurilor la majoritatea produselor. Tariful la energie electrică e o componentă formatoare de preț pentru majoritatea produselor de larg consum. În aceste condiții, guvernul, în paralel cu procesul de achiziție, a inițiat negocieri directe cu mai mulți producători pentru a găsi o soluție acceptabilă. Astfel a fost identificată o soluție temporară care va permite pentru o lună să avem prețuri comparabile cu cele de până acum. Comisia Situații Excepționale a abilitat Energocomul să negocieze direct cu centrala de la Cuciurgan pentru o lună achiziția energiei electrice la cel mai mic preț posibil. În rezultatul negocierilor, am obținut un preț de 59,5 de dolari pe megawatt oră și contractele sunt în proces de semnare. Astfel, avem un răgaz de o lună să căutăm soluții de durată acceptabile din punct de vedere a prețului. O altă decizie luată azi de Comisia Situației Excepționale a fost să asigure, prin intermediul Ministerului Mediului, eliberarea unei autorizații temporare de mediu pentru uzina metalurgică din Râbnița. E vorba de o autorizație pe o perioadă de o lună, valabilă până la 31 mai. Prin urmare, guvernul a asigurat livrarea de energie electrică la un preț avantajos, care nu necesită ajustarea tarifului pentru luna mai. Țin să menționez că în condițiile actuale de război, provocări, creșteri de prețuri și de costuri de transport, pentru guvern este extrem de important să descurajeze creșterea prețurilor și să protejeze nivelul de trai al populației de fluctuațiile și imprevizibilitatea creată. Deciziile de azi au fost posibile datorită unui efort major al unei echipe mari condusă de Biroul pentru Reintegrare și această echipă a lucrat pentru a asigura stabilitatea și identificarea unor soluții pragmatice pentru cetățenii noștri de pe ambele maluri ale râului Nistru. Vă mulțumesc și acum dacă aveți întrebări. Mihaela Tabarce, ProTV. Doamna Găvârliță, vă rog să ne spuneți ce companii au participat la această licitație, câte companii și care sunt acestea? La licitația care a fost anunțată de Energocom au participat 6 companii, 5 dintre ele au fost calificate și aceste companii sunt centrala de la Cuciurgan, D-Trading, TED Group, Augusta și Artflex Energy. De ce numai pentru o lună a fost semnat acest contract? De ce nu se semnează un contract pe o durată mai lungă de timp? Așa au fost negocierile, deci s-a reușit negocierea pentru o lună de zile. Țin să reamintesc că anume de aceea luăm decizii în contextul Comisiei Situații Excepționale, în aceste condiții regionale dificile, când avem război, companiile nu sunt gata să semneze contracte pe o perioadă mai lungă. De obicei, reamintesc cetățenilor, contractele se semnează pe un an. Niciunul din producători și furnizori de energie electrică
nu este gata să livreze energie electrică pe o perioadă mai îndelungată. Anume de aceea, această achiziție care a fost organizată de Energocom a fost și ea pe o perioadă mai scurtă de timp, de 2 luni, și soluția pe care am găsit-o la moment este pe 1 lună de zile. Deci este această volatilitate pe piețele internaționale, este nesiguranța legată de războiul din Ucraina și în aceste condiții trebuie să găsim soluții pe termen scurt. Prețul negociat este cel pe care îl avem și acum? Acest preț este de 59,5 dolari în comparație cu prețul actual de 53,5. Respectiv, tariful la energie electrică nu va crește pentru această lună. Conform calculilor preliminare ale Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care ne-au fost comunicate în cadrul Comisiei Situație Excepțională, nu va fi nevoie de ajustarea tarifului. Deci tariful rămâne pentru luna mai același. După 1 lună, va urma din nou o licitație pentru a procura energie electrică? Urmează să decidem care este cea mai eficientă cale de a ajunge la o soluție bună pentru cetățeni. După cum am văzut, chiar și licitația în aceste condiții poate aduce prețuri mari care sunt inacceptabile și trebuie să găsim alte modalități și alte soluții. Dar, în același timp, trebuie să asigurăm transparența, așa cum am făcut-o și în cadrul acestei licitații. Vreau să reamintesc că ședința a fost publică, vreau să vă spun că au fost monitori invitați, inclusiv din partea instituțiilor statului, din partea comunității energetice, din partea echipei de experți al Uniunii Europene și deci încercăm să găsim cea mai bună cale pentru a ajunge la un preț acceptabil pentru cetățenii noștri. Cum vedeți răspunsul Gazpromului de a prelungi doar pentru 1 lună livrările de gaz și de ce 1 lună? Răspunsul ține de volumele pentru 1 lună și așa se face de obicei. Nu este ceva diferit, este vorba despre rezervarea capacităților pe 1 lună. Nu este o practică neobișnuită. Și dacă puteți să ne spuneți la ce etapă se află auditul? La moment au fost invitate companii, deci după ce în prima instanță nu au fost mai multe oferte de calitate. Deci au fost adresări directe și invitații directe pentru companii și, din câte știu, la moment este ultima etapă de evaluare a acestor oferte și chiar săptămâna viitoare grupul de lucru urmează să se întrunească și să ia o decizie referitor la această achiziție. Dacă ați putea să ne spuneți despre tariful la gazele naturale, știm că pentru luna următoare vom cumpăra cu 900 de dolari pentru 1000 de metri cub. Va crește tariful la gaz sau nu în acest context? Aceasta este o întrebare care trebuie adresată Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, în dependență de aceste devieri financiare pozitive, negative. O să vedem care sunt estimările lor și în consecință o să vedem care sunt deciziile Guvernului sau a Comisiei Situație Excepțională. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult! O seară bună vă doresc!